Ce vreme frumoasă e afară, e o vreme numai bună de stat în casă și băut țuică. Hello! Tocmai vorbeam cu sora mea la telefon, haideți cu mine, haideți cu mine, și îmi spunea să fac vloguri dinamice, așa că iată-mă în fața camerei, alergând prin casă doar ca să fac vloguri dinamice. De ce vloguri dinamice am de aici încolo, numai așa o să fac vloguri alergând, nu să mai mă vedeți niciodată stând pe loc în timp ce fac vloguri. Tot timpul alergat, 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 mișcare multă, 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 vedeți ce vlog dinamic, așa vor fi toate vlogurile mele de aici încolo. Vlog, 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 vlog. Alergăm. Practic vom testa acum următorul accesoriu pentru GoPro. După cum vedeți, se pune așa și aici, mai exact aici, vine camera. Haideți să-l testăm, să vedem cam cum se pune și funcționalitatea lui, dacă într-adevăr este folositor sau nu. Se pare că accesoriul ăsta este prea mic pentru mine. Aia este. Va trebui să-l dau ei. Cred că este mărimea ei totuși. Haideți să vă povestesc un pic despre ultimul trend. Ultimul trend este că sunt oameni care se apucă de vlogging și filmează absolut tot, inclusiv momentele lor intime, gen e vlog de cuplu și filmează cum se plimbă, cum așa, cum se așa. Și bă, eu cred că asta e o chestie de viitor, pentru că vrei să te uiți la vlog, te uiți la vlog și dai skip în momentul în care, scuzați-mă pe mine, se încinge atmosfera. N-ai chef de vlog, dar ai chef să te uiți la momente de-alea pasionale, dai skip la vlog, te uiți la momente pasionale. Ai chef să vezi un vlog, dar în același timp parcă te-ai uitat și la un porno, te uiți la tot. Ăsta e viitorul vlogging-ului. Ar trebui să ne apucăm cu toții să facem astfel de vloguri. Pentru că sunt catchy. Americano. What the fuck? People, what the fuck? Vai, ce frumos. YouTube m-a recunoscut ca și mare artist. Am încărcat 21 de minute de conținut pe YouTube în 2020 și mă reflectă. Zice că-s cel mai șmecher, mă pupă în cur. Ia uzi, să sărbătorim modurile în care ai încântat auzul fanilor. Aia trei fani ai mei, mama, tata și sora mea. Bravo, YouTube! Chiar știi să mă faci să mă simt bine. La final, mă întreabă, au fost utile informațiile din e-mail? Iar răspunsul meu este, du-te în morții, mătii. Jingle bells, Batman smells.
Și am plecat spre Ea, spre București. Mă îndrept spre gara acum. Trebuie să prind trenul de 11 și un sfert, dacă țin minte bine ora. Și cam așa arată Voleniu, pisorceală maximă. Dar e frumos. Am ieșit de la metrou, mergem până la magazin. Am rugat Andreea să cumpăr detergent de vas. Ia uitați cu ce m-a așteptat pe mine soara mea, chili con carne. Bună, Grinch. Ce ești, Grinch? Toți oamenii răi fac prostii. Ei, poți să faci prostii și fără să fii om rău. Fire in the hole. Ce? It is fire in the hole. So it's hole in the fire. Care nu sunt ale tale? Deci, după cum îți spuneam, eu sunt ninja low și ești ninja high, nu? Adică eu sunt sus și tu jos. Da, eu sunt ninja ăla mai de jos, ăla mai fraier, ăla mai slab și tu ești ăla mai puternic, de sus ninja high. Da, noi nu eram prieteni? Ba da, doar că tu ești șeful meu. Ești șeful la clanul de ninja. Ești un fel de scorpion pentru Shirai Raiu. Deci asta e ideea de Crăciun, de deschizi în ziua 10 au și ei una, nu? În ziua 20. De unde e una? Și ei una. Unde e? Nu știu, dar eu n-aș putea să deschid una și să iau doar una. Asta e number one. Numai unu, sunt mereu pe locul. Deci șeful nostru este bebe. Și amândoi suntem ninja jos, adică ninja lăi. Da, adică ninja jos. Cum e, un ninja low, doi ninja lăi, nu? Da. Abia aștept să vină primăvara. Și eu abia aștept când vine Santa. Și abia aștept să vină primăvara ca să ne jucăm cu pistoalele. Da, vreau să ne jucăm cu pistoalele. Alea cu laser. Piu, piu, piu. Da, și ăla care are... pe piept. Da, și o să-mi luăm unele care are... nu mai era aici, de ți-o pui în piept. Nu mai spui nimic pe tine. Ai pistolul și atât. Mult mai tare, nu? Da,
Că nu vreau să mor atât de ușor. Vrei să mor atât de ușor? Da. Hai că și tu îmi pușcai și câștigai. N-ai văzut ce câștigai și tu? Rode. E povestea lui Mira, că abia aștept să ne jucăm cu pistoalele la primăvară, că mi-ai dat pistolul ăla nou. Da, sincer și eu. O să fie super fun. Mamă, o să fie super fun. Și cu telefoane mobile. Știi, nu? Și e super activitate, nu-ți mai trebuie sală, nu-ți mai trebuie sport, că alergi cu pistoalele alea. Mamă, dacă bași 2 ore pe zi. Da, mori. Da, da, ai văzut că nici nu simți 2 ore. Că... Da, că te super distrezi, da. Alergi, ești acolo, nu le intens. Simți. Și nu alergi non-stop, că faci ei pauze, te pitești, ei, da. Te mai stai după un pom, iar mai alergi. Cred că, na, dar cine are timp 2 ore pe zi să fac asta? Aia bine, din când în când putem să mai facem asta. Da, eu o să vreau să ajung să-mi fac o gașcă și să ne strângem așa o dată pe săptămână, să filmez cu ea. Ia uite cine a venit la noi! Aloha! Domnul Sergiu! Aloha! Care și-a luat un GoPro, s-a apucat și el de vlog. Ne vlog filmăm. În vlog, da, vlog în vlog. Știi s-a făcut și filmez, canal, nu? Și postează de 2 ori pe săptămână vloguri. Dacă vreți să vedeți ce face al meu frate, atunci intrați la el pe canal. Și mă pun acum la o activitate de seară. Da. Se pare că cineva se va distra în seara asta. Să știi, nu vrei să citești cu tare? Nu, 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 că e scary. E scary, nu. Da. Eu dar mă uit la poze. Okay. Așa citesc eu. Momentul acela când vrei să mănânci sănătos, dar universul este împotriva ta. În loc de 7 ouă, lapte pâine cu dulceață. Plimbarea de dimineață te ajută să scapi de grață. Mira de dimineață te ajută să scapi de grață. Cafeaua de dimineață, te ajută să scapi de grătă. Hei Mira, cum e mami? Și șmăcără. E șmăcără? Da. Wow. Și eu sunt șmăcără. Eu sunt șmăcără. Ești și tu șmăcără? Nu, eu sunt la fel ca tine. Suntem șmăcări. Bate pum. Yeah. Aua! Păi dacă dai ca animalul, de-aia te doar. Și uite, dimineața a început, avem o cafea și ne-am băgat la una story cubes aici. Da! Facem povești de dimineață, ne folosim imaginația și creativitatea. Să începem. A fost odată, ca niciodată, într-un tărâm de paradis, un țigan pe nume Așchiuță. Așchiuță fura telefoane. Lucine! Da. Începem. A fost odată, ca niciodată. Ce? E aichidă. E aichidă nu locuiește în planetă. E extraterestră, a? Da, adică și m-am... Se plimba cu OZN-ul. A, OZN-ul lui. OZN-ul ei. E cam greu. Cred că o să mă bați. Mamă, ce bine joci. Golfărițo. Na, că știu și eu. Golfărițo. Na. Te ții tare, a? Să te văd cum te descurci. Vânt! Pe cuvântul. De că te descurci. Vânt pentru tine. Bă, de ce s-auză? Da! Că te-ai lovit? Ce ai făcut, bobiță? Bam! Oh. De ce? Cât e scorul? 3-4? Oh, nu, mă conduci, o să câștigi. Uite ce bine joci. Ah, yes! Cât de aproape a fost aia. Asta e grea. Niciodată n-am înțeles-o pe asta. Vezi? Da, nici... Abar n-am. Ups! Unde să trag? Ah, cât de aproape. Cât e scorul?
5 la 4 mă conduci. Nu. Nu. Bă, dar nu înțeleg pe asta. Nu înțeleg. Serios. Păi mă, mă bați la golf, fată. Bine, ești cu un punct în fața mea, nu cu 10, dar... Eu cât am? Păi tu ai 7 și eu am 5. Ai yes! câștigat. Again, 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 again. Again, again, again. And reclamă. Aoleu, reclamele astea nu le suportăm. Da, nu mai putem să așteptăm. Gata. Jankin, poi. A, I, God, shop. Ai 2, eu am 4. Jankin, poi. Ai 3, eu am 4. Jankin, poi. Ai 4, eu am 4. Jankin, poi. Am câștigat. Dă noroc cu mine. Dă noroc. Și am câștigat. Dă noroc cu mine, cu fer. Am plecat la magazin, mă duc să iau carne, eu fac carne astăzi, ea o să facă orez, fiecare face ce se pricepe mai bine. Se pare că astăzi eu sunt bucătarul șef. Să vă arăt ce am găsit la magazin. Șorici, mă! E super tare. M-am bucurat super mult că am găsit șorici. Yeah. Am mai mâncat șorici de mult, adică anul ăsta chiar n-am mâncat și am luat tot șoriciul de pe raft, am zis. Take my money, give me șorici. Da, mă gândesc atunci când m-a văzut la magazin că am venit cu tricoul ăsta cu România și am luat o grămadă de șorici, au zis, a venit și țăranul de la Vălen la noi. Aici sunt eu cu micuța, mi-am pus să mănânc, mă uit la niște review-uri de jocuri care urmează să apară și asta și se uită cu mine. Tot timpul când mă uit la review-uri de jocuri, asta și se uită la mine. Nu sunt cel mai bun unchi. A fost odată ca niciodată Sergiu care atât de urât? Așa urât e el. Avea o casă mare, mare, mare. El avea foarte, foarte mulți bani și de asta își permitea să stea în locuri extravagante. Într-o zi era plictisit și s-a dus să se plimbe și s-a plimbat în toate direcțiile și a făcut vlog cum se plimba el. Unde? Unde? Până s-a făcut noaptea, s-a plimbat. Nu, deci, unde e vlogul? Unde-i vlogul? Nu, așa, aici se plimbe și a făcut vlog până noaptea, plimbându-se. A filmat rațe, pomi, boschetari, tot ce se putea filma. Până ce, seara, în timp ce se întorcea spre casă, a auzit o explozie foarte puternică, dar când s-a dus acolo, era doar un om cu mustață și cu ochelari care făcea caca într-o toaletă publică. Și-a râs și s-a dus acasă. Sfârșit. Acum o să mă joc cu Mira, un micro-macro. Un joc cu detectiv foarte fain. Ai harta asta super mare cu o grămadă de detalii. Și ai niște cartonașe pe care scrie gen cine-i criminalul, cine a omorât, de ce l-a omorât, unde locuiește criminalul, câți ani are criminalul și chestii de-astea. Zi, fata, ai mai găsit ceva? Arată-mi ce vrei să-mi arăți. Era un balon pierdut, fără nimeni, că era un balon singur, fără nimeni. Ola, asta înseamnă că iepurașul nostru pe care îl căutăm a pierdut balonul. Oh. Și-am terminat cazul, acum a fost extraordinar de greu, mi-a luat creierul, nu mai pot. Mie mă doare creierul. Pe mine, nu prea o să mai mă joc prea curând jocul ăsta, e deja un joc pentru oameni prea deștepți. Ai nevoie de taigă. Acum, după ce ne-am jucat micro-macro, eu și cu micuța ne-am pus să ne uităm la un film de Crăciun, mai exact la Christmas Chronicles 2. Adică... Și a început... Rock and Roll Santa. Ne vedem după ce ne uităm la film. Rock and Roll Santa, da. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Cum a făcut Sergiu mâncarea? Yeah. E bună. De-a dormit-o. Jocul de-a dormit-o este în felul următor. Închizi ochii, da? Ai voie să vorbești din somn, da? Ai voie să sfărăi, să râgăi și să tragi pârțuri. Dar n-ai voie să râzi. De ce? Cine râde primul pierde jocul. Nu, nu, râde trebuie să fie da, nu, nu. Cine râde pierde. Asta e jocul. Și ce mai pierd? Atât. Ești gata? Dacă ai râs, ai pierdut, da? Da. Începem la 3, 2, 1, start!
Mai bine. De ce ai făcut asta? Se pare că am găsit un joc foarte greu pentru Mira. Stai, hai să facem. Începem din nou, dar ești gata? Da. 3, 2, 1. Hai că ai câștigat. Eu am râs primul, da. Da. Din nou, da? Da. 3, 2, 1. Ai râs? Ai râs? Nu! Ok! Tu ai râs prima! Am râs? Nu, nu am râs! Ai râs? Nu! Ai râs? Nu! Da! E greu, rău! Da, poți dai una mai ușoară? Da, hai că te las mai ușor, da? Da, că e prea greu. Și it's not fair. Ok. 3, 2, 1. Da, ce joc? Îmi zis lucrurile? Același. Trebuie să te prefaci să dormi, că dormi, care râde primul pierde. Hai. Ai râs? Nu. Ai râs? Nu. Ba da. Nu. Ba da. Nu. Ba da. Cunoaște cineva un exorcist bun? Mira? Ce? Ești ok? Ai dat cu capul. Au! Molie! Au, molie! Gata! Mamă, ce... Bruce Lee, ce faci? Uta! Dacă vede mama urmă de labă pe perete, să știe de unde. De unde? Chiar, a ieșit acum ultima fiță de joc, se numește Cyberpunk 2077, un joc despre viitor, un joc tot așteptat din anul 2012. Și singura, sunt mai multe probleme la jocul ăsta, nu sunt un tip pretențios, mie sunt sigur că o să-mi placă oricum, dar e o chestie care chiar nu-mi place și o să vă arăt imediat despre ce vorbesc aici. Deci el stă cu mâinile așa când merge. Uitați-vă la Mira, nu știu dacă o vedeți. Și întrebarea e cum naiba să stai așa? Cine stă așa când merge? Uită-te! De obicei când mă joc în un joc, îmi place să fie natural, așa cât de cât, un pic realist. Și nu zic că nu e un joc realist, că e un joc foarte realist din multe puncte de vedere. Dar cine naiba ține mâinile așa? Cine? Cine ține mâinile așa? Sinistru! Ca o fantomă, frate. Ce-ai zis, Andreea? Andreea? Nu. Ai zis că are praf de cometă? Uh-huh. În noaptea asta mă răsfăț cu niște bere care conține praf de cometă în ea. Cât de cum e asta? 9% alcool. Și ăsta a fost al doilea episod din vlogul meu nesăptămânal. Mersi frumos că v-ați uitat. Acesta a fost al doilea episod din vlogul us, Ergiu. Da, vlogul us. Da. Sergiu. Să îmi dați mie un subscribe-us. Ergiu. Să îmi dați un subscribe-us și like-us și ne vedem data viitorus. Ciao, ciao.